Bătut, legat de mâini și de picioare și purtat în portbagaj câțiva kilometri. I s-a întâmplat unui tânăr de 19 ani din Trebujeni, raionul Orhei. Băiatul spune că astfel doi consătenți s-au răzbunat pentru faptul că a refuzat să lucreze pentru ei. Suspecții au fost reținuți și se află în izolatorul Inspectoratului de Poliție Orhei. Petru Vârlan povestește că sâmbătă a mers cu doi prieteni să se odihnească pe malul râului din localitate. La un moment dat, din senină, doi consăteni de 29 și 43 de ani l-ar fi luat la bătaie. Totul spune tânărul pentru că acum câteva zile ar fi refuzat să-i ajute să care nisip. Dacă nu lucrați, măi, dacă nu veniți mai jos, lucrați, ați luat stroci așa mai mari. Jandați foc pe un sting și m-a prins, mă, într-o bocă acolo la pădrari. Și m-au legat cu o ață de țiuc și m-au trăit mă așa pe la râu și acolo m-au bătut la râu. M-a ținut 10 minute în apă acufundat și nu te-am trage aer, m-am îndrășit. Dar deja mă băteau. M-a ținut în apă și mă băteau. Și mă scotea și din și apiar mă vără înapoi. M-a bătut scândra, peste față, picioarele. După ce tânărul și-a pierdut cunoștința, indivizii l-ar fi legat de mâini și picioare și l-ar fi băgat în portbagajul unui automobil. Când a văzut ce se întâmplă, unul dintre prietenii victimei a sunat-o pe mama sa, care la rândul ei a anunțat-o pe mama lui Petru. Disperate, cele două femei au mers acasă la suspectul căruia îi aparține mașina. Și zic că deschide ușa că se-mi iau copilul și nu mi-a dat voie. Și eu vezi că nu sunt la mine și am fugit în prima ușă, am intrat în mașină și am pisteu, am mai sărit scaun până am mai zis un bagaj. Când mortatele era legat. Băiatul a fost internat la spitalul raional Orhei cu multiple răni. Mama lui a depus o plângere la poliție, iar oamenii legii au reținut doi suspecți. Pe cazul dat a fost pornită urmărirea penală în baza articolului 164 alineatul 2, cod penal, adică răpirea de persoană săvârșită de către două sau mai multe persoane. Mama tânărului spune că nu-i poate ierta pentru nimic în lume pe indivizii care i-au maltratat fiul. Că ea azi mi-a zis ăsta s-a arunt la mine să-mi dai bani. N-am rupt eu bani. N-a să mănânc pâine, dar să mănânc măligă. Dar nu iert și nu dă înapoi. Dacă vor fi găsiți vinovați, agresorii riscă până la 13 ani de pușcărie.